trebuie să începem noi mai întâi. Haideți să începem cu hăinuțele. Și vreau să vă spun că toate care le-am aici sunt hăinuțe cumpărate de la H&M. Le-am cumpărat de pe site, le-am comandat direct acasă, cu măsura Nataliei, bineînțeles. Și în afară de astea, i-am mai cumpărat de la Next, pentru că eu de acolo obișnuiesc să-i cumpăr. Deci de la Next și de la H&M. Din altă parte, nu știu, nu mi-au plăcut modelele lor, nu mi-au plăcut hăinuțele. Poate mai găsesc o bluziță, două la Tesco sau la Sainsbury's, dar majoritatea le cumpăr de la Next și de la H&M. Am niște șosetuțe, este un set format din 5 perechi, cred, 22-24 euro. Însă eu le-am luat în mărimea, de fapt e între două mărimi, între 5.5 și 7, Natalia undeva pe la mărimea 6, deci se potrivesc. Șosetuțele arată cam așa, este una cu, nu știu, o pisicuță, cred că e asta aici, următoarea cu niște inimioare, mai este asta așa, culoarea piersicii, mie îmi place foarte mult, mai sunt și așa. Și astea de aici tot cu inimere. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Nu știu să vă spun cât au costat, pentru că pe factură primesc prețurile, dar eu nu prea mă uit pe factură, mă uit doar pe ambalaj și pe ambalaj, vedeți bine, nu scrie prețul. Dar din câte mi-aduc eu aminte, au fost 3,99 lire șosetuțele. Și mai are o grămadă de perechi de șosete, dar eu parcă, nu știu, parcă îmi place să fac colecția de șosete. Deci cam așa arată. Următoarele sunt bluze și pantaloni, atât, pentru că de body-uri e plină, body-uri îi cumpăr. I-am luat odată de la H&M body-uri, însă nu mi-a plăcut absolut deloc, îmi plac cele de la Next. Calitativ mi se par mai bune body-urile de la Next, am și body-uri pentru ea și mai ieri cumpărate tot de la Next. Au avut o ofertă cei de la H&M, dacă cumpărai 3 produse pentru bebeluși sau pentru copii de la gama basic, am impresia. Le tai doar două produse din cele care le cumpărai, iar al treilea produs îl primeai gratuit de la ei. Și prima dată am o bluzică din bumbac organic. Este pentru vârsta 1 an jumate, 2 ani. Scrie aici. Și arată cam așa. Este albastră cu dungulițe și are aici în față buzunărașul ăsta. La mânecuță e simplă. Și mie mi-a plăcut mult. Este materialul foarte finuț, având în vedere că este bumbac organic. Și îmi place mult și culoarea, îmi place și materialul, mi se pare ok. Mai departe am o bluzică, are niște litere, adică cred că tot alfabetul are, dacă stau bine și mă uit. Și asta este tot 1 an jumate, 2. Toate bluzicile și pantalonii le-am cumpărat 1 an jumate, 2, pentru că ea spre vârsta asta este, are 1 an și jumătate. Și cum îi place să zic că literele prin casă și cifrele. Vă mai spun încă o dată, ea spune și alfabetul la 1 an și jumătate, adică în limba ei cum poate, dar spune A, B, C. Le știe la rând care sunt și odată ce le vede zilnic la televizor, eu sunt mândră de ea că le spune și prin casă. Iar bluzica asta special le-am cumpărat-o și o pereche de pantaloni vi arăt imediat. Dar bluzica arată așa și are toate literele alfabetului pe ea. Mie mi se pare tare drăguță. La mânecuță este simplă. Și aici se închide așa la spate cu ceva. Dar mi-a plăcut foarte mult. Și asta, v-am zis, nu mai țin minte cât a costat, nu mai țin minte nimic pentru că nu am facturile lângă mine. Însă, dacă treceți pe site-ul H&M, cu siguranță le găsiți aceleași modele, pentru că ele mai schimbă, dar rămân și cele care sunt de bază. Iar următoarele bluzițe au fost într-un set. Sunt bluzițe cu Daisy, Daisy Duck de la Disney, trebuie să știți, e imposibil. Și tot pentru 1 an și jumătate, nu vă mai arăt eticheta că nu are rost. Prima bluziță arată așa și o are pe Daisy în prim plan. Daisy Duck. Mânecuța la fel. Simplă. Iar la spate simplă. Dar are fântița fel de mov, dar mov foarte, foarte șters. Nu e un mov din ăla așa, să-ți sară în ochi. Mie îmi place foarte mult. Iar a doua bluziță din setul cu Daisy este tot mov, pentru că Daisy știți care e fântița roză. Fântița roză, am spus, fântița mov.
Așa. Deci asta este cu Daisy, dar așa mai capete mai micuțe. Pe ea. Așa. Mânecuța la fel de simplă. Mi-a plăcut mult, mult, mult de tot. Materialele la toate bluzițele sunt din bumbac și automat sunt moi și sunt... Nu știu, îmi place foarte mult. Îmi plac bluzițele care le-au cei de la H&M și eu mă îmbrac de la H&M. Și da, îmi place și eu, vă recomand. Iar acum haideți să trecem la pantaloni. La colanți. Să începem cu perechea care v-am spus că seamănă cu bluzița cu literele. Și pantalonii au tot litere, bineînțeles. Iar pantalonii am cumpărat-o pentru un an și jumătate, doi. Și sunt tot din bumbac organic. Și se simte la mână, deci sunt foarte, foarte moi. Deci așa arată pantalonul și tot cu litere sunt și ei. Dar aici nu sunt colanți obișnuiți, au un fel de funtiță, ceva de genul. Și jos sunt așa strânși aici. Așa. De bluzița s-o găsesc. Să le asortez așa cu literele și mi s-a părut o idee faină. Mai departe avem pereche de colanței cu niște fluturași. Nu vă mai repet pentru că toate hăinuțele le-am luat un an și jumătate, doi, la mărimea asta. Adică însemnând să vă spun și în centimetri, 92 de centimetri. Acestea sunt colanți simpli. Arată cam așa. Cu fluturaș peste tot. Ăștia nu au cum aveau pantalona și sunt simple, așa exact ca colanții. Și restul, trei perechi sunt tot de colanți, bineînțeles. A doua pereche de colanți este cu niște dungulițe care sunt sclipicioase. Mie mi-a plăcut foarte mult ăștia și sunt moi, deci sunt materiale faine, asta îmi place mie, îmi place când le ating, îmi place că sunt moi așa. Și următoarele două perechi sunt de la gama Basic, dar tot din bumbac organic. Una e așa în culoare roză, piersică, nu știu să vă spun. Cam așa. Iar următorii sunt în culoarea oului de rață, zic eu, nu știu, e verde la foarte, foarte, foarte fain. Seamănă cu bluzița asta, că de-aia cred că am și vrut să le asortez. Și ăștia sunt așa. Așa. Cam așa cu hăinuțele astea și v-am zis. Body-uri am cumpărat noi, dar numai de la Nex. Din altă parte nu iau body-uri, nici Natalie și nici lui Dominic. Și șosetuții am mai luat de la Nex, dar sincer nu mi-a plăcut. Îmi plac mai mult cele de la H&M șosetuțele. Trebuie să mai iau niște perechi de dresuri sau ștrampi, cum se zic la mine în Craiova. Și da, cam atât cu hăinuțele și plănuiesc să mai cumpăr o gecuță de primăvară, pentru că are două jachetuțe, așa, o geacă și o jachetuță cu blană, pufoasă, dar deja începe să se încălzească afară și la noi și nu mai este bună pentru așa ceva. Avem mai departe la gama de îngrijire. Am postat și pe Instagram, însă nu știu câți de voi mă urmăriți pe Instagram. Așa că vă arăt și aici. Am schimbat șervețelele umide ale Nataliei. Vreau să vă spun că a stat Natalia o perioadă destul de lungă cu iritații la funduleți pe care avea. Era ca pielea mai grosuță așa și nu rezolvam cu absolut nicio cremă, nici cu sudocrem, nici cu Bepanten pentru că l-am pe ambele, nici cu cremă de gălbenele pentru că am dat-o eu naturală și am zis mai poate e bună. Și nu am rezolvat cu absolut nimic. Foloseam înainte pe șervețelele de la Pampers și le știți, acelea cu ambalajul alb. Iar capacul verzui, albăstrui, undeva pe acolo, nu mai țin, că nu le mai am de o lună. Și le foloseam pe acelea. Mi se păreau bune, însă până am văzut la o fată pe YouTube, se numește Ana Sacone, de la Sacone Jolis, dacă nu știți, eu îi urmăresc pe YouTube. Și am văzut la ea că a spus că a folosit la copiii șervețelele astea, sunt bazate pe apă, sunt 99,9% apă, iar 0,1% extract de fructe. Și pot să vă spun, înainte să vi-l arăt, că iritația de la fundulețul Nataliei s-a recuperat, nu mai are absolut nimic la funduleț. Sunt pline de apă, nu se usucă șervețelele, chiar dacă spre final chestia asta de aici
nu se mai închide bine, dar nu se usucă șervețele, rămân foarte, foarte ude și imbibate cu apă. Nu au miros, sunt chemical free, adică nu au chimicale, nu au absolut nimic în ele, nici parfum, nici atât. Și mie îmi plac foarte, foarte mult. Acestea sunt șervețelele. Așa arată. Și dacă mă credeți, sunt foarte grele în comparație cu cele de la Pampers. La mine aici costă, dacă le găsești la reducere, 2 lire un pachetel. La Boots, la Tesco, unde le-am urmărit eu, în mod normal, nereduse, sunt cam 2,70 lire pachetelul. Dar eu le-am cumpărat reduse și le-am comandat de pe Amazon. Le-am comandat într-o cutie mare, mare, mare. Are 9 pachete de șervețele și le-am comandat cu 13 lire, care nu au mulțit cu prețul lor, căci a 20 și ceva de lire și am dat doar 13 lire pe ele. Deci mi s-a fost o afacere faină. Ăsta al doilea pachet pe care îl scot din cutiuță este neînceput, dar l-am scos ca să vi-l arăt vouă. Și eu încă mai am din celălalt și are aproape 2 săptămâni de când este și folosesc, vă dați seama, o schimb zilnic pe Natalia. Dar îmi place că sunt foarte bune. 60 de șervețele sunt pe pachetel. Scrie aici, 60. Și mie îmi plac foarte, foarte mult și vi le recomand pentru că sunt naturale și știți că eu tind spre lucrurile naturale și chiar vi le recomand din suflet pe acestea. Sunt un pic mai scumpicele, însă eu personal vreau doar ce e mai bun pentru copilul meu. Venim vorba de sănătate, haideți să vorbim și de perioada virusilor și de perioada răcelilor și de perioada gripelor și de perioada la toate lucrurile astea, la perioada iernii și primăverii. Pentru că Natalia mea a avut un pui de răceală la un moment dat și am decis să-i cumpăr vitamina C. Ce pot să-i cumpăr eu la 1 an și jumătate, am cumpărat picături de vitamina C. Și am găsit la Holland & Barrett, este un magazin cu produse mai mult naturale din câte știu eu. Iar cutiuța arată așa. Bine, este pe ambele părți la fel. Scrie pe ea destul de clar că nu are zahăr adăugat, nu are conservanți, nu are culori artificiale și nu are arome artificiale. Este pentru copiii de la 3 luni la 5 ani, suport de imunitate, picături, vitamina C și se dau 5 picături pe zi. Eu îi pun 5 picături într-o linguriță și le dau ușor. Deci vedeți, cam așa arată. Înăuntru sticluța este simplă. Așa. Și mie îmi place foarte mult. V-am zis și vă repet, îmi place ideea de natural. Am căutat și la Boots vitamina C pentru copii, dar găsesc numai tâmpenii. Găsesc că în afară de ce ar trebui să fie mult mai multe lucruri adăugate prin ele și mie nu mi se pare absolut deloc normal. Așa că eu vă recomand să căutați vitamine, dau vitamina C ca să-i întărească imunitatea. Și da, mișto mi s-a părut ok și dacă sunteți în Anglia cumva, eu vi le recomand. Dacă tot vorbim de Holland & Barrett, hai să vorbim și de mâncare, pentru că tot de acolo mi-am luat eu mierea Manuka Honey și de acolo, uite, așa trecem la alte chestii. Știți că v-am spus eu odată că Natalia avea niște populeți preferați care i-am trimis și Cristinei în Germania pentru că a câștigat giveaway-ul. E vorba de bețișoarele care erau de la... Nu mai știu de la ce erau de la... Nu erau de la Ella's Kitchen. În fine, nu mai țin minte, nu mai rost să lungesc vorba. Dar acum am descoperit altele de la Asda, care am comandat o punguliță mare să văd cum reacționează la ele. Adică o punguliță mare care avea pachet 3 pungulițe micuțe. Și astea se numesc Little Angels, Asda Little Angels și spun așa, înainte să vi-l arăt, sunt pufuleți organici, în formă de animăluțe, sunt pe diferite tipuri și pe diferite arome. Astea sunt cu roșie, cașcaval și ierburi. Nu au sare adăugată și nu au tâmpenii în ele, în ghilimele. Sunt recomandate pentru 10 luni plus. Iar Natalie îi plac foarte, foarte mult. Și arată așa pungulița. E desfăcută pentru că ea a mâncat din ea. Arată cam așa. Astea sunt în formă de leu și am decis să iau în formă de leu pentru că ea este zodia leu. Iar în momentul când îi dau un pupulete de aici, îi scot leuțul, care apropo arată așa. Și scot leuțul din punguliță și o întreb cum face mami leul și îi zic roar, pentru că roar fac lei aici în Anglia.
Și atunci mă imită și așa le uțu mână și spune roar și mă distrează foarte tare. Eu, nu știu, vă recomand din nou lucrurile naturale și mai ales dacă e vorba de mâncare pentru copiii voștri. Și ăștia sunt una din opțiunile pe care eu, nu știu, le aleg pentru Natalia și optez pentru ele și eu vi recomand. Acum, am ceva mare, mare, mare care sper să încap aici la cadru să vă arăt. Am vorbit la un moment dat de pernuță pentru Natalia, căutam pernuță. Pentru că ea nu a dormit pe pernuță până acum, nu știu, nu am crezut că este în siguranță, dar are un an și jumătate și am decis să-i cumpăr prima ei pernă. Am avut ceva, nu știu, aventuri în căutarea pernuței preferate pentru dormit, pentru că sunt pernuțele din spumă, din aia care se modelează după forma capului, sunt pernuțe din pene de gâscă sau din ce mai sunt pernuțe din bumbac organic, sunt pernuțe din lână și am luat o rază căutând, credeți-mă. Și până la urmă am ales o pernuță care avea multe, multe review-uri aici în Marea Britanie, spuneam mămicile că e foarte bună pentru copiii lor. Și pernuța este de la Cleva Mama, este din spumă din aia care v-am zis eu că se face așa pe forma capului, nu știu exact să vă explic, dar scrie pe cutiuță, vă arăt imediat. Pernuța arată cam așa, dar este măricică, care, dacă nu mă înșel, 40 cm pe 60 undeva pe acolo. Pernuța arată așa. Bine, asta e cu husa deja pe ea, însă să vă arăt cutia, am păstrat-o ca să vă arăt vouă. Așa arată cutia. Și spune destul de clar, reduce presiunea craniului cu până la 50%, demonstrat științific, are Cleva Foam Technology. Este recomandată de la 12 luni plus și arată chiar și copiii mai mici decât Natalia, adică de la un an, care dorm pe pernuță. Și pe lângă asta, pernuța venind fără husa în care este îmbrăcată, pillowcase, zice aici în Anglia, i-am comandat-o separat, tot de la Cleva Mama, este din 100% din bumbac și are două părți, cum ar veni, o parte pentru când este mai răcoare și o parte când este mai cald ca să se aerisească capul, are găurele, vă arăt imediat. Așa arată ambalajul la pernuță. Ambalajul la îmbrăcămintea pernuței, la fața de pernă. Așa. Și o să scot ca să vă arăt, în tip pe spate, cred că ați văzut. Are găurele astea așa. Vedeți? Iar pe față este normal. Eu pe partea asta o pui pe Natalia aici. Iar pernuța, dacă dai asta jos și nu vreau să dau jos acum, arată așa, vă arăt la un colțișor. Este din spumă din asta așa. Dar e foarte, foarte moale. Nu e nici prea tare, nu e nici prea moale. Este, nu știu, eu o consider perfectă pentru capul copilului. Pe mine m-a costat 15 lire pernuța, cu toate că reprezentanța este 20 de lire sau 20 ceva undeva pe acolo, dar am găsit-o pe un site redusă. Iar fața de pernă costă 6 lire, asta în care v-am arătat, o față de pernă este și albastră și mai este una galbenă cu niște animaluțe sau ceva de genul. Însă bineînțeles că eu i-am luat roz de Natalie pentru că este fetiță. Și da, pentru mămicile care, nu știu, caută exact ca și mine perna pentru copilul lor, prima lui pernă, și mai ales dacă sunteți în Anglia, eu vă recomand pe asta, de la Cleva Mama, pentru că eu am probat-o cu Natalia o săptămână, două sau de când am cumpărat-o și acum vă fac un review la ea cum ar veni și vă spun că mie îmi place foarte mult și sunt mulțumită de ea, Natalia dorme foarte bine pe ea, nu are nicio problemă, iar eu vă recomand. Am terminat cu lucrurile astea, acum să trecem la partea distractivă. Să vă arăt întâi o pereche de ochelari pe care am cumpărat-o Natalie, bineînțeles, pentru că mie mi-a rupt ochelarii în primul rând. Deci mi-a rupt de aici, de la balamale, de pe margine. Pe ai lui Laur i-a rupt odată, dar a reușit să-i repare. Bine, și eu mi-a reparat pe ai mei, însă da, i-a rupt, pentru că o atrag ochelarii. Se duce și la ochelarii lui tata, ia și pe lui, și se duce la ochelarii de soare, ia și pe aia. Și automat ce am zis, stai tu că-ți iau eu ochelari de soare și automat
La afară, mergând în România, va fi cald, va fi soare, va fi vreme frumoasă și o să ai bine voi de ochelari. Așa că am găsit la H&M niște ochelari cu Hello Kitty, care eu m-am îndrăgostit de ei, practic. Arată cam așa. Și, bineînțeles, sunt pentru copii. Sunt micuți, sunt pentru copii. Ei folosește, mi se pare că au costat 3 lire, dacă nu mă înșel. Da, cred că 3 lire undeva pe acolo. Și, da, am vrut să vi arăt, nu neapărat că vi recomand, dar mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și de asta am ținut să vi arăt și mi se pare tare, tare, tare drăguț. Acum, mai am două produse și anume jucării și v-am lăsat. În primul rând, v-am mai arătat într-un vlog pe care l-am făcut acum ceva zile sau săptămâni, dacă nu mă înșel. Am văzut la Gabriela, la mama Isabelei, de pe canalul Isabela. Am văzut niște animăluțe pe care ei le-a cumpărat. Ei stau în Germania, din câte mi-aduc eu aminte. Și sunt niște animăluțe de la... Mereu mă complic când trebuie să pronunț numele ăsta. De la Schleich, mă rog, ceva de genul. O să vă scriu aici pe undeva pe ecran. Sunt niște jucării care mie îmi plac foarte, foarte mult. Pentru că sunt jucării care imită animăluțele de toate rasele, animăluțe de fermă, de curte, de junglă, de toate rasele. Cai, au și dragoni până la urmă, au și zâne, mai multe lucruri. O să vă las linkulețul de unde eu i-l-am comandat Nataliei jos în cutiuța cu descrieri. Și animăluțele astea imită foarte bine realitatea. I-am cumpărat Nataliei când eram mai micuță animăluțe de rost, ce drept erau din plastic de la moale, însă plasticul ăla practic nu imită deloc animalul. Îmi pare rău că nu am lângă mine să vă arăt o comparație între vaca de la firma asta și vaca cealaltă. Deci este o diferență de la cer la pământ. Să vă arăt văcuța. V-am mai arătat-o, cred, și pe Snapchat și în vlogul respectiv, însă v-am mai arăt o dată acum ca să vă recomand, practic. Văcuța arată cam așa. Deci, văcuța asta este perfectă. Este într-o chiparea 100%, dacă ar fi vaca, în realitate. Este 99% într-o chiparea vacii, animalul pe care noi îl avem. Toate detaliile, cât de detaliat ar fi ele, are surprinse pe ea, toate detaliile. O mai arăt odată. Deci, e foarte, foarte, foarte faină. Mai am lângă mine doar două animăluțe, însă eu am cumpărat mai multe Nataliei. Mai am un porc lângă mine. Cum sună asta? Mai am porc lângă mine. Dar da, porcul arată cam așa. Până și copitele le are reprezentate foarte bine. Și coada și tot ce vrei. Și mai am un cățel. Cuțu. Cam așa arată cățelul. Sunt dintr-un plastic probabil foarte tare, nu sunt moi. Cățelușul este așa de mărimea asta, vaca e cea mai mare din tot ce avem noi până acum. Eu am prins o reducere la un set pe care îl aveau. Cu vaca, porcul, o găină, dacă nu mă înșel, și nu mai țin minte dacă mai era ceva, sincer, dar v-am zis, vă las linkulețul către site-ul de unde am cumpărat eu aceste jucării, jucăriile de la Schleich, nu știu, mamicilor din Germania, corectați-mă, nu știu, în fine, îmi plac foarte mult și eu vi le recomand. Pentru că așa, bine, nu o să vi le recomand la bebelușii care au 6 luni și trebuie să arunțe-i vaca. Dar vă recomand la copilașii care sunt peste un an și care învață. Natalia, de exemplu, eu îi zic, mami, unde e cau? Unde e vaca? Se duce și mi-o aduce.
sau zic unde e pig, porcul, se duce și mi-l aduce. Sunt foarte realistic realizate. Cât a costat vaca, dacă nu mă înșel, singură, din câte am văzut pe site, costă 4 lire la mine aici. Cățelușul a costat 3 lire și ceva separat, o pisicuță care avem 3 lire și ceva. Dar găsiți și seturi. Eu plănuiesc în viitor să iau mult mai multe Natalie, având în vedere că va veni și Dominic acum și or să se joace amândoi. Au grajduri acolo mari să construiești, au ferma toată mare să construiești. Deci au multe, multe, multe lucruri imaginative pentru copii, v-am spus, au și dragoni și zâne. Eu vă invit să mergeți pe site-ul lor și dacă vă face cu ochiul ceva, să luați pentru copiii voștri. Poate sunt un pic cam scumpicele pentru că, nu știu, găsiți pe internet anumite seturi cu animale, poate 6 lire, tot setul de 6 animale, dar nu sunt reprezentate ca asta. Eu am căutat de, am spart pământul, vorba aia, și nu am găsit absolut nimic. Pe când jucările astea de la Sleigh, eu le recomand. Și mi se par foarte, foarte, foarte bune pentru copiii noștri. Iar acum, în ultimul rând, e ceva spectacol. În ultimul rând este un iepuraș roboțel pe care l-am achiziționat acum, în ultima perioadă. L-am luat Nataliei pentru că i-a plăcut în magazin când l-a văzut. Am căutat review-uri peste tot pe YouTube, pentru că nu îi cumpăr orice jucărie fără review-uri și fără să le văd și fără să așa mai departe. Am căutat oferte pe internet să găsesc cât mai ok. Am văzut că aveam de la Toys R Us un voucher de 5 lire reducere, adică îmi scade 5 lire din comandă dacă eu cheltui 30, și am găsit roboțelul la 30 de lire la Toys R Us și am plătit pe el doar 25 de lire. Mi s-a părut prețul corect. Roboțelul este cel de la Fisher Price, se numește Beat Boo, dacă nu mă înșel. Arată cam așa. Mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. Pe picioruș are 3 opțiuni. Aici. Opțiunea cea roșie. Apeși pe ea și te înregistrează și cântă după aia cu ce ai spus tu. Apoi are aici niște note muzicale. Cu notele muzicale cântă melodii. Iar aici are niște cifre. 1, 2, 3. Care te învață. Învață ori literele, tot în cântec. Învață cifrele, învață tot de tot. Cum Natalie îi place muzica, pentru ea asta e jucăria perfectă. Dimineața când se trezește, se duce la el și apasă și se uită la mine și dansează așa în stânga și în dreapta, mi-arată mie că ea știe să danseze. Apasă și pe burtică aici de multe ori, pentru că se poate apăsa pe burtică. Și roboțelul acesta îi se aprind sute de culori aici în față, este foarte colorat. Și mie îmi place mult, mi se pare educativ. Am văzut o fetiță care îl cărase după ea peste tot și afară și pe oriunde se ducea. Se dă de jos drumul la el. Are aici comanda. Eu o las la sonorul mediu pentru că dacă nu, cred că mi-ar surzi urechile. Și haide să dăm drumul, să vedem puțin cum face, pentru că pe mine m-a întrebat o mămică pe Instagram dacă merită. Da, merită. Mie mi se pare că merită. Să apăsăm pe microfon să vedeți. Hello! Acum dansează. Spune hello în toate modurile posibile după mine. Și acum haideți să apăsăm pe asta cu cifrele să vedeți. Mie îmi place mult roboțelul ăsta, deci mult de tot. Dance Party, am să-l închid pentru că dacă nu mai încetează. Deci îmi place foarte mult. Mi se pare colorat, mi se pare plin de viață, mi se pare educativ pentru că ați văzut cum spune literele la A la Z. Spune și cifrele, spune și culorile, spune multe, multe lucruri și Natalia deja le recunoaște. Odată ce am învățat culorile, cifrele și asta, spune odată cu el 1, 2 și când le zice. Este foarte colorat, v-am zis aici pe burtică, nu știu, are culorile alea care îmi plac și mie foarte mult. Chiar dacă la mine a costat 25 de lire, fiindcă am avut cuponul ăla de reducere de la Toys R Us,
Eu cred că aș fi dat și 30 de lei de per, pentru că mi se pare că merită și mi se pare o jucărie în care merită să investești, dar în momentul în care copilul tău este mai mare. Nu până la un an și jumătate, pentru că nu știi ce e roboțelul acesta, poate dă cu el pe jos și îl sparge, nu știi să reacționezi la el. Eu îl recomand, ei cred că îl recomandă numai în cutiuță, dar presupun că îl recomandă de la 12 luni încolo. Dar eu personal nu l-aș recomanda de la 12 luni, pentru că știu ce înseamnă să cumpăr jucării degeaba și să te aruncate sau natale să nu le bagi în seamă. Iar eu ca mamică vă recomand roboțelul de la BitBoo, de la Fisher Price, dar după un an și jumătate sau în jurul vârstei de un an și jumătate, cam așa. Iar acum, toate astea fiind arătate și toate astea fiind spuse, eu sper că v-am inspirat în vreun mod, sper că v-am ajutat pe, nu știu, pe o anumită cale dacă vreți să cumpărați ceva copilului și v-ați simțit inspirat de mine sau v-a plăcut ceva la mine pur și simplu și vreți să achiziționați. Eu ce să vă spun, vă mulțumesc pentru vizionare, vă pupăcesc și ne vedem în clipulețul următor. Pa, pa!